În fiecare an, la data de 9 mai, elevii care învață la școala gimnazială Andrei Mureșanu, parte a Colegiului Energetic Dragomir Hurmuzescu, sărbătoresc Ziua Europei și de această dată micuții, alături de cadrele didactice, au pregătit o serie de manifestări. Am organizat activități începând de la cei mai mici elevi ai unității școlare, clasa pregătitoare, și până la cei mai mari. Am făcut activități interesante, am vizionat filmulețe, ne-am jucat pe pagina destinată de Uniunea Europeană, jocurilor prin care copiii învață despre Uniunea Europeană. Am completat rebusuri, am rezolvat fișe prin care am demonstrat că merităm să fim cetățeni europeni. Am cântat, am învățat imnul Uniunii Europene și am completat un foarte frumos puzzle. Copiii ne-au demonstrat că știu foarte multe despre semnificația zilei de 9 mai. Ziua de 9 mai înseamnă pentru mine când cele mai puternice state din au făcut o alianță și s-a format Uniunea Europeană. Pentru mine, Ziua Europei înseamnă ziua în care s-a format Uniunea Europeană datorită unirii celor 6 state cele mai puternice. Ce are Uniunea Europeană în prezent? 28. Care a fost ultima țară care a aderat la Uniunea Europeană? Croația. Pe lângă activitățile desfășurate în clase și după ce ne-au explicat ce reprezintă această zi, elevii au susținut și un moment artistic.